Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou despre SweetCoin. Acum de sărbători cam greu lucrează toți. 4 ore în urmă am primit un mesaj de la SweetCoin și am hotărât să fac un video. Deci în acest mesaj ei spun că ne felicit cu anul nou, că trecut acum important ce spune că săptămâna aceasta vor apărea pe prima bursă Coin Exchange monetele lor, după ce cum vor apărea vor începe a lucra bonusurile, vor fi primele două bonusuri, Lending bonus și Affiliate bonus. Deci până când noi care am cumpărat monete, deci unii nu înțeleg ce se întâmplă. Deci inițial vă recomand să studiați ce înseamnă Lending. Adică Lending asta e program de împrumut a monetelor la procente. În cazul dat cu SweetCoin, la dinși se primit așa că monetele s-au dus automat la împrumut din start, de ce câte monete am avut, atâta monete s-au dus la procent. Acum și o să arăt. Și când o să înceapă lucra moneta dată pe bursă Coin Exchange, o să înceapă să vină acest procent. Deci primul bonus va fi Lending bonus, adică procente din monetele care noi le-am dat la procent. La fel, în același timp, când se va finaliza, deci acum se lucrează în privința dată, deci asta e mesajul principal care am înțeles, căci de sărbători de altele zile când nimeni nu lucrează, nici ei nu pot lucreze. Deci trebuie să așteptăm până să regleze, să facă tot ce trebuie să facă și o să se clarifice situația cu SweetCoin. A doilea bonus este Affiliate bonus. Deci Lending asta procente zilnice din suma care nu am investit, dacă nu avem niciun referral, nu avem ce primi din affiliate bonus. Affiliate bonus primesc acei doar cine au calificare la acest bonus, trebuie să ai doi parteneri direct, activi, unul pe un picior și unul pe alt picior. Acum și o să-i arăt și o să-i explic ce înseamnă asta. Deci, Lending sunt mai multe pachete, deci de la 50 până la 100 dolari pe 270 zile, de la 100 până la 1000. Deci dacă noi avem monete de pildă de 500 dolari, deci se primește că noi am dat conform pachetului dat. La 240 zile monetele noastre s-au înghețat. Și anume nu s-au înghețat monetele, dar s-au înghețat valoarea cât erau. Deci în momentul când s-au dus la procente, o monetă valora un dolar. Deci dacă s-a avut 100 de monete, respectiv se primește 100 dolari. S-au dus la procente. Dacă 500 de pildă de monete s-au avut, înseamnă că 500 dolari. Știi ce este bronz, argint, aur, 5 pachete. Deci asta e individual, fiecare primește procentul lui. Depindeți de ce sumă a avut el înghețat. Ca să primim din partener, trebuie, știi cum am spus, să avem două direcții. Deci este din Lending bonus și din Affiliate program. Bonus. Dacă avem un partener în stânga și unul în dreapta, primim bonusul binar. Dacă avem o persoană înregistrată care a cumpărat monete, deci avem 8% din valoarea monetelor cumpărate de el. La momentul dat, de pildă, de 100 dolari a cumpărat, înseamnă că avem 8 dolari. De 1000 avem 80 dolari. Din primul nivel.
Dacă el are cineva invitat, avem de nivel 2-3% de tot. Și mai departe din 10 nivele. Intrați aici, ia, SweetCoin, pe urmă, studiați pur și simplu site-ul. Voi, majoritatea, nici nu a studiat site-ul, ați intrat în back office și începeți să faceți panică. Cu toate câte informații pe site. Deci, da, centru în interior. Da, și aici undeva, când intrăm prima dată, ne arată că deja este portofel pe mobil. Cine vrea poate să-l descarce aplicația dată. Pe urmă aici se spune că prima, în ianuarie, prima săptămână, Coin Exchange, care am spus, undeva pe 20 ianuarie va apărea a doua bursă unde va fi plasat SweetCoin CCX. În interior, acușul să arăt unde vedem monetele noastre care s-au dus la procent. Aici încă un mesaj celor care am spus eu. $1 a fost ultimul preț la monetă. Deci uitați, aici la voi era cândva monetele. Și de ce ele nu sunt? Și mulți au început să înscrie că mie mi-a furat monetele, mie mi-a furat monetele. Deci nu se uleacă de uitat prin preciu și se vede că monetele s-au dus în lending program aici. Eu am avut 200 de monete aici și am $200. Cursul la monetă, cum e? $1, deci curent rat. Și aici ele s-au, deci nu le pot scoate, ele s-au dus pe 240 de zile la mine. Și ne-au avut doar $50, 50 monete, $50 s-au cum, s-au dus pe 270. Și ne-au avut mai mult de mine, la dâns în perioada mai scurt. Deci acum când se înceapă lucra bursa, deci ei trebuie să înceapă lucra cu moneta, să cumpere sau vândă, să fac care va venit. Și deci când o să începe face venit, moneta dată, noi începe să primim procentul zilnic. Deci asta se va întâmpla săptămâna aceasta, când va fi, vom vedea, vor apărea aici din lending bonus, vedeți. Procent. Cine are referal, va primi și bonus aici affiliate. Pe urmă, aici ea trebuie să mai apară posibil că același procent. Unica se va dubla suma, deci ce am primit noi ca bonus, să va apărea posibil mai sus aici. Deci vom vedea, deci uitați-vă, când intrăm la structură, deci toți înainte eram roșu. Acum uitați-vă, paid, toți care au cumpărat monete. Monetele lor s-au dus la procente și cum au plecat la procente, aici puteți să apăsați. Nu se vede, deci este, am ușurat. Deci aici se vede, și data s-a dus, uitați. 1 ianuarie, la ora dată, destinația monetelor sunt în lending. Deci n-au dispărut monete, pur și simplu ele s-au dus la procent. La ICO noi le-am cumpărat, deci 50-50 cât ele, fiecare cât o cumpărat. Plus cu verde s-au venit, cu minus s-au dus la procent.
Proiectul abia începe, deci când va începe a lucra normal, deci nu e nimic repede și automat, cum noi am intrat de pildă într-un proiect care are vreo an sau România. Cumpărăm cu BitConnect pe-l. Acest proiect abia începe. Deci undeva vreo câteva luni va fi perioada de stabilire a proiectului de formare a sistemului de lucru. Deci în cazul dat, deci eu luat atât monetele și s-au dus automat la procente ca să nu fie panică și oamenii să nu înceapă a vinde monetele deci ce s-a primit. Noi unii care la început am cumpărat cu 10 cenți, acum e un dolar, deci de 10 ori a crescut pe el prețul la monedă. Respectiv cine a cumpărat cu 10, cu 20 de cenți, mulți ar dori să vândă. Cu gândul că moneta nu va mai crește sau nu se va întâmpla. Pentru ca să nu fie astfel de panică, ei au luat și au trimis automat monetele. Iar procentul care va ieși, deja ei vor începe, da. Și atunci o să vedem. Ce va fi și cum va fi. Deci intrați în MyGenology. Și uitați-vă dacă aveți persoane directe care au cumpărat monede. Dacă n-au cumpărat, atunci am avut bonus din partea mea. Pur și simplu, serverul s-a oprit. Cam atât ce am vrut să spun. Deci monetele sunt aici. Ca să nu pierdem timpul, trebuie să restartez calculatorul că un provider s-a oprit internet. Deci aici sunt monetele voastre, deci aici el s-a mutat în coș. Nimic nu s-a pierdut, deci uitați-vă atent, studiați, intrați la istoria tranzacțiilor și uitați-vă. Cam atât ce am vrut să spun, ce va fi mai departe, voi face alt video. Peste o săptămână, două, deci cum va fi momentul potrivit. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.